Bine v-am regăsit! Ce face o biserică să crească și să fie dinamică? Ce are de făcut un pastor? Ce muncește un pastor? Dorim să aflăm astăzi în emisiunea Muncesc, dar nu oricum, iar invitatul nostru de astăzi este pastorul Re Abrudan, pastor la Biserica Via din Cluj-Napoca. Bine ați venit! v-am găsit! Chiar mă întrebam, este Biserica Via sau Biserica Vie? Via! Este Biserica Via! Și metafora din spate este Via Domnului, Ioan 15 este capitolul pe care l -am, ni l-am asumat oarecum. Deci Via, Via Domnului, dacă vreți. Sau Via ca și Cale. Ne folosim de ambele metafore. Uh -huh. Calea spre? Calea Domnului Isus. Calea Domnului Isus. isus. Calea. Calea da, spre cer. Via. Calea spre cer, da. Biserica Via este o biserică dinamică, o biserică... Care a apărut, ca să spun, în ultimii ani și a crescut s-a dezvoltat are mult, M am pus întrebarea ce face ca o biserică să fie de succes? Numărul participanților, numărul vizualizărilor pe internet, numărul uh, proiectelor lor împlinite sau finanțele adunate, ce asigură succesul unei biserici? Întrebarea hm. este foarte bună. Cred că le-aș elimina aproape pe toate în definiția succesului unei biserici. În primul rând, noi vorbeați de, de like-uri, de... Asta mai degrabă, eventual, eventual îți dau un nivel al popularității tale, mm -hmm. dar nu ne al succesului. Sigur că depinde foarte mult cum definim termenul acestea. Succes, cum definim succesul. În ghilimele, succes da. pentru biserică. Uh, Succesul e un cuvânt folosit, contemporan, contemporan uh, uh, și poate fi un scop pentru foarte multe profesii. Uh -huh. Când mă gândesc la biserică, uh, aș face o distinție. Cel puțin pentru cum înțeleg eu, succesul nu are de-a face neapărat cu popularitatea. Like-urile cred că îți arată popularitatea pe care o ai. Oamenii se uită uh, în funcție de câte promovezi, vei avea mai multe like-uri, mai multe vizualizări, în funcție de toată promovarea pe care decizi să ți-o dezvolți. Așa că nu cred că like-urile și vizualizările define succesul. Finanțele, nici acesta nu cred că define succesul. Eu aș defini, cred că, succesul în termenii maturității spirituale a membrilor, a oamenilor. Așa Cum că se măsoară asta? Se măsoară... Nu știu... Nu cred că este o unitate de măsură a... a Maturității mai degrabă îți poți da seama de maturitate din dialogul cu oamenii din mm -hmm. modul în care le vezi viața mai degrabă aș măsura aș măsura maturitatea asta a oamenilor sau nu Hai să, să, să spun în felul următor ca și biserică noi am căutat să creăm un cadru potrivit în care oamenii să se dezvolte mm -hmm. și să-i vedem de astăzi să vedem cum arată mâine cum arată peste câțiva ani uh, și maturitatea asta o percepem abia în urma dialogului cu ei și făcând un grafic de la momentul intrărilor în biserică și după anumite de timp cam unde, unde se află. Cred că putem uh, măsura maturitatea după uh, trăirea lor, în primul și în primul rând. Cum arată biserica, care este atmosfera din biserică, cum uh, arată relațiile între oameni. Astea sunt niște, niște unități de măsură, zic eu, a maturității și Indirect a succesului bisericii. că toți suntem la emisiunea Muncesc, dar nu oricum, în care ne propunem să arătăm că un creștin înseamnă mai mult decât cel care merge duminica la biserică, este cel care lucrează în fiecare zi Absolut. și acolo, de luni până sâmbătă, îl arată pe Hristos. Oare putem vorbi despre maturitate în acest context? Absolut. Unul din sloganul. Oameni care noastre. sunt de încredere, oameni Am. stâlpi ai societății? Categoric, categoric. Viața de credință nu are loc doar duminica. Uh -huh. Deci viața de credință are loc în fiecare zi a săptămânii și în fiecare minut. Așa că locul de muncă este până la urmă anvonul tău. Uh -huh. Și asta o spunem și o repetăm în fața bisericii. Munca ta este învonul tău. O altă deviza noastră oarecum este următoarea. Oricine, oriunde, prin orice. Adică? Adică oricine din biserica noastră, oriunde ar fi, prin orice face, uh -huh. îl reprezintă pe Hristos. Uh -huh. Asta ar fi, fi ideea din spate. Și atunci, da, accentele noastre, sau mă rog, succesul bisericii nu cred că se măsoară duminica, la câți participanți ai, deși, mulțumesc Dumnezeu, avem destui, nici nu mai încăpem, trebuie să găsim soluții noi. Nu se dă, succesul bisericii nu este măsurat nici prin numărul de views-uri la predici, la mesajele noastre. Uh -huh. Noi nici măcar până acum am refuzat să mergem live, tocmai încercând să ne focalizăm pe viața la untre ca bisericii și așa mai departe. Deci nu nici asta nu dă succesul unei biserici. Am încercat să ne focalizăm pe creșterea spirituală a oamenilor. Uh -huh. Și asta am realizat-o, cum am zis, am creat niște cadre de felul acesta. Uh -huh. Cadre care înseamnă, da, serviciul de duminică este important, este, este cartea noastră de vizită, încercăm să creăm o atmosferă în care oamenii să vină și să se poată conecta unii cu alții și cu Dumnezeu. Am creat cadrul grupurilor mici în biserică, grupuri de casă, cum le zicem noi, pentru că cred că viitorul bisericii sunt grupurile de casă sau grupurile de casă de astăzi vor fi biserica de mâine mai ales uitându-mă la vremurile în care ne mișcăm în ce privește biserica. De ce și credeți viața spirituală? asta? Pentru că oamenii încă mai merg la biserică. Oamenii... E adevărat, a scăzut numărul celor care merg, dar totuși oamenii construim merg, biserici. Oamenii merg la biserică, dar dacă ne uităm, uh, am impresia că valul mega-cerciurilor, mega-bisericilor, uh, este undeva pe un platou și încep să se ferăminteze. Uh -huh. Oamenii caută uh, ceva mai autentic, ceva mai personal, ceva mai intim. Uh, Asta este experiența pe care, pe care o observ în jurul meu și tocmai de aceea, în contextul în care, dacă Scriptura adevărată și eu cred că este, în vremurile din urmă, persecuția va crește, uitați-vă în ce mod simplu de tot uh -huh. ne-au închis, cu motivații bune, corecte, nu cred că neapărat au avut ceva gânduri negre uh -huh. în spate, a fost o motivație bună să ne păzească sănătatea dar a fost așa de ușor să oprești mersul la biserică. Acum avem voie să mergem, dar număr limitat, deja trebuie să ne readaptăm întreaga lucrare a bisericii, avem N întâlniri în aceste perioade să vedem cum adaptăm viața bisericii la noile condiții și așa mai departe. Deci, undeva eu cred că o puternică. puternice grupuri de casă, un grup de casă practic strânge la o altă toate funcțiile bisericii. Le cuprinde și atunci, dacă va veni vremea persecuției, dacă o luăm, acum aici sunt discutabile, sunt 3 sau 5, depinde pe ce teologi. Hai să nu pe, ne place faptul de cu 42. Faptul de cu 42 este <hânt> pentru noi cumva un fel de esență a funcțiilor bisericii. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în frângerea pâinii, în legătura frățească, frângerea pâinii și în rugăciuni. Uh -huh. Și atunci aceste patru ne limitându-ne la faptul 2 cu 42 aceste patru funcții toate au loc în grupul de casă. Uh -huh. Dacă va veni închiderea bisericilor, când va? Poate nici noi, poate noi ne oprim, Da, când va credința celor mai mulți se va răci, apostazia va veni, astea vor fi, astea sunt ce ne așteaptă. În momentul în care nu ne, va, nu ne vom mai putea întâlni în în bisericile noastre, în clădirile noastre, grupurile de casă sunt mici biserici, mini biserici care își îndeplinesc funcția. Se pot întâlni inclusiv astăzi, în zilele noastre, în biserică câți intrăm, în funcție de numărul de metri pătrați. În schimb, grupurile de casă, toate se pot întâlni. Uh -huh. Deja se încadrează. Viața bisericii continuă acolo. Ce credeți că a făcut ca Biserica Via să aibă dinamica aceasta? Faptul că, iată, sunteți un pastor mai nonconformist, nu ați venit cu cravată, nu ați venit cu robă, faptul că ați pus accent pe relații sau alte lucruri. Ce a făcut ca oamenii să vină? Faptul că poate oamenii s-au săturat de formalism? Noi am început Biserica Via în urma unei chemări divine. Da, au fost frământări pe diferite planuri. Dar în momentul în care am decis că începem o nouă biserică, am avut convingerea că Dumnezeu ne cheamă. În mintea noastră, gândul principal a fost cum putem să prezentăm Evanghelia, cum putem să-L onorăm pe Hristos pe limba poporului, ca să ne facem înțeleși. Uh -huh. Și atunci când am, când am, gândit întreaga filozofie de lucrare, întreaga strategie a bisericii, în mintea noastră am avut aceste, aceste, aceste fire logice, să zic așa. Și anume, vrem să vorbim astfel încât să ne facem înțelegi. Vrem să fim o biserică urbană, contemporană, să facem apel la inima omului, la nevoia lui. Uite-te, ăștia suntem, asta vorbim, uite, asta o, luăm Evanghelia și să o prezentăm, nu facem niciun rabat de la ea. Teologia noastră este cât se poate de biblică, învățătura în biserică, dacă ne urmăriți o să vedeți că este cât se poate de consecventă și Gândită pe, pe termen lung, <coughs> nu facem niciun rabat de la scriptură, de la credință, doar că o prezentăm într-un astfel de mod care să fie relevant. Uh -huh. Ne-am propus printre alte valori, deci în afara limbajului contemporan, urban, ceea ce și arată membriitatea Bisericii noastre. Avem greul, masa critică a Bisericii sunt familiile tinere. Uh -huh. între 25 și 40 de ani cu o mulțime de copii, deci aici e undeva masa noastră critică, deci asta e generația principală care să zicem ne adresăm. Sigur că avem oameni de 80-90 de ani în biserică și avem bineînțeles și copii câteva sute de copii. și Aveți loc parte, și pentru ei? Avem loc și pentru ei. Dar cumva o conectăm <sus> foarte bine generația asta între 25 și 40 și 45 de ani pentru că am vorbit cumva pe înțelesul lor, pe, pe limba lor. Deci, ă, asta a fost unul din lucrurile ce am avut în minte și celelalte două valori pe care le-am, bine, noi avem 12 de fapt, uh -huh. dar două care le-aș mai menționa este ă, a fi relevanți, relevanța uh -huh. și a fi profetici sau vizionari în timp. Adică sunt două elemente pe care le-am înțeles în felul următor. A fi relevant, într-o definiție foarte simplă și populară, a fi rele relevant înseamnă a fi în pas cu timpurile. Uh -huh. A înțelege vremurile, a vedea cum se gândește, care limbajul... Uh, nu vrem să vorbim o limbă străină pentru, pentru oamenii noștri. Mă uit la băieții mei. Uh, amândoi și-au luat netereu, noua traducere românească. Uh -huh. Au crescut cu cealaltă care e foarte frumoasă și bogată și și când îi, le spun de ce nu folosiți asta aici vizual toate așezate da. în pagină ați luat altă, altă, altă traducere și cuvinte diferite și parcă nu mai potrivim. ce Este mai ușor de înțeles. Uh -huh. Și atunci cumva încă o dată am priceput mai vine o generație, încă noi suntem de tranziție, folosim și Netereu folosim și Cornilescu uh -huh. dar mă uit la noua generație, tot mai mulți merg pe un nou limbaj, mai nou, contemporan, pe înțelesul lor. Și atunci, a fi relevant înseamnă a fi în pas cu timpurile, a fi profetic, noi o definim așa, a fi cu un pas înainte în timp. Adică, uh -huh. uh, relevant înseamnă vezi vremurile și vorbești, pe, te faci înțeles, uh -huh. a fi profetic uh, înseamnă a fi cu un pas înainte în timp, vezi tendințele, vezi încotro să merge societatea, vezi încotro uh, uh, ce aduc vremurile, Sigur, te uiți sub călăuzirea Lui Dumnezeu, înțelegi mai mult sau mai puțin, te sfătuiești, vezi, văzând tendințele, încercăm să le contracarăm. Uh -huh. Ne dăm seama, uite de ce va fi peste un an, doi, uite-te cam care e sub bisericii, ce măsură ar trebui să luăm ca să nu ne ia prin surprindere când vremurile uh -huh. vor veni. Și atunci, cumva, iată trei elemente care oarecum au dat specificul bisericii, bisericii via. Uh, nu, cum am, am zis specific, cu bine mai exprimat, nu, nu succesul succesul îl lăsăm pe altcineva să-l să cântărească, dar în orice caz succesul aș cântări în termeni de transformare la untrică, de cunoștința lui Hristos, a Scripturii de modul în care copiii noștri care intră într-un întreg proces de învățare de școala duminicală până ajung la tinereți studenți și căsătoriți ăștia sunt măsurile de succesul, unitățile de măsură a succesului, cel puțin cum le gândim. Am început și am vorbit despre biserică, dar acum vorbim și despre pastor. Suntem la emisiunea Muncesc, dar nu oricum, despre meserii. Da? Da. Putem spune și s-ar putea unii să fie chiar contrariație de faptul că punem pastorul într-o categorie a meserilor. Putem da. privi și din această perspectivă Iarăși, de depinde, depinde cum vrem să definim acești termeni de meserie și de vocație. În anumite zone ei se suprapun. Personal m-aș feri de cuvântul meserie. Se zic că a fi pastor sau pastorală este o meserie. M-aș feri doar din motive pur subiective, în sensul că în mintea mea, conotația pentru o meserie este fac ceva, uneori cu groază, dar ați plătit, am nevoie și mm -hmm. să câștig pâinea și o fac. și atunci. Exact ăsta e, e lucru pe care noi vrem să-l aducem în emisiune. De multe da. ori facem un lucru cu groază și invitații da. din această emisiune sunt oameni care fac lucru cu plăcere, cu plăcere. Uh, și da, vine și banul da. după aceea, după ce îl faci cu plăcere. Uh, putem continua da. cu da, da, da. dialogul. Uh. Și atunci aș prefera să zic că a fi pastor este o vocație. Uh -huh. Aș prefera să folosesc cuvântul ăsta. Și folosesc cuvântul vocație pentru că implică și o chemare. Uh -huh. Adică, și în cazul meu este cu atât, cred mult mai mult în ceea ce spun, pentru că eu, ca și formare, nu sunt pastor. Uh -huh. N-am terminat un institut biblic, n-am făcut un seminar teologic, eu, ca și formație, sunt inginer. Și apoi am mai făcut și alte școli pe parcursul anilor. Chiar cum mi s-a oferit ocazia să merg la o școală de teologie și chiar să fac un doctorat în teologie, nu am vrut să-l fac, pentru că am considerat că aș vrea să mă dezvolt în alte domenii ale vieții, uh -huh. domenii care cred că îmi pot fi de folos în munca de pastor. Așa că, pentru mine, cumva, vreau să o numesc vocație pentru că... În cazul meu a existat o chemare foarte, o, o chemare, o convingere divină, absolut opăsătoare, Cum? spectaculoasă. Cum a, fost? Cum a fost acea chemare? Tocmai terminasem, tocmai terminasem facultatea, era în anii 90, era anul în care nu ne s-au mai dat slujbele de ingineri la zi, aveam, eram distribuiți care pe unde. A fost un an în care am a trebuit să stau acasă și să-mi caut drumul în viață. Uh -huh. Am căutat atunci în câteva direcții cu toate relațiile ce le aveam să-mi găsesc un post de inginer uh, și n-am găsit. A fost anul în care Dumnezeu m-a frământat în, în fel și chip. Povestea ar fi foarte lungă, modul în care Dumnezeu uh, deschidea, doar acele uși, toate erau închise, uh -huh. doar niște uși erau deschise. Foarte mult am simțit că Lui Dumnezeu prin principiul ăsta uși deschise, uși închise, uh -huh dar și printr-o povară untrică extraordinară. Deci au fost niște presiuni destul de mari, am refuzat să intru în lucrare, mai ales că eu de felul meu, chiar dacă mulți vor fi surprinși, eu de felul meu ca structură, eu sunt un introvertit. Nu sunt deloc o persoană extrovertită, eu am devenit extrovertit prin munca, prin chemarea de care am avut parte și văzând nevoia de a fi extrovertit, lucrând a început cu copii și cu tinerii mai ales. Așa că țin minte luptele care s-au dat cu mine Uh, eram genul de om care n-aș fi deschis gura în fața unui grup mai mare de trei oameni Sub nicio formă Eram omul, stăteam cu cărțile mele, verile mele Petreceam în balconul apartamentului citind uh, uh, Aveam doar câțiva prieteni foarte buni și cu ei îmi petreceam timpul Deci un introvertit pur sânge Ca la carte uh, Ca la carte Când uh, mi-aduc aminte în grupul de tineri ce aveam la biserică în anii 80, așa pe ascuns Nu scoteam o vorbă, nu mă rugam în public Nu, deci, Nimeni n-ar fi zis despre mine că eu voi ajunge pastor. Eu n-aș fi zis despre mine că voi ajunge pastor. Dacă cineva m-ar fi întrebat că asta ar, ar putea fi calea pentru mine, aș fi spus nici vorba. Uh -huh. Imposibil. Și atunci, tocmai contrastul ăsta, frământarea care a fost pusă pe inima mea, Ușile, singurele uși deschise au fost, au fost acestea, înspre lucrare, în biserică, diferite categorii de am văzut nevoia puternică lângă mine, în biserica din care făceam parte, după Revoluție, o mulțime de tineri. Nu există lucrare cu copii, cu tineri, nimic. Am strâns, era, era, eram șomer. Nu aveam nimic de făcut. Și am zis hai să nu mi pierd vremea cumva. Și, uh, pot continua detaliile astea. a fost o luptă intensă. Țin minte, că odată am fost cumva împins de la spate să țin o lecție la copii erau niște cluburi de copii la blocurile, prezdam Evanghelia, au copii din blocul întreg, la într-un loc anume, în diferite apartamente. Dragă poveste, țin de că m-au trimis să țin o lecție. Am, am ținut-o, m-am pregătit, dar când am ajuns înăuntru m-am pierdut. A ieșit o lecție absolut dezamăgitoare pentru mine. Am ieșit afară, afară m aștepta sora care era, doamna care era învățătoarea, care conducea lucrarea cu copiii și soția mea mă așteptau amândouă afară, care erau amândouă învățătoare de copii, mă așteptau să vadă cum a ieșit. Am ieșit afară cu manualul în mână, cu cartea, cu lecțiile, cu flanelograful, cu imaginile și în fața lor acolo, în fața sălii de copii, am luat și le-am trântit de pe pământ și am spus a fost prima și ultima oară când eu mai țin o lecție biblică. Le-am lăsat și am plecat acolo. Deci s-a dat o luptă foarte mare, uh -huh. după care Convengere Lui Dumnezeu a venit peste mine și am ajuns să mă ocup de copiii de la blocuri, după aceea, cum ziceam, de copiii de la blocuri, acele cluburi de copii, ziceam uh -huh. noi, de evangelizare erau până la urmă. Și apoi în biserică. Deci a fost o, o combinație de factori, uși deschise, uși închise, o nevoie, o povară untrică foarte puternică pusă pe mine, o nevoie mare și niște oportunități pe care le-am avut. Și toate astea au contribuit la Convenția Dumnezeu, mă cheamă în lucrare. Și apoi. A fost o întreagă surpriză când am venit invitația din partea cuiva să intru în lucrare și a fost ca pentru mine ca un soi de, oare chiar asta mă chemat Dumnezeu? În momentul în care am spus da, traseul meu s-a schimbat radical și aici sunt. Pastor, fost inginer. Și atât că sunteți pastor acum, da. sunt pastorii perfecți? Și pun întrebarea aceasta pentru că adesea se așteaptă lucrul acesta. Oamenii au impresia că pastorii, preoții sunt perfecți. Și dacă i să vorbim în contextul românesc, se vânează foarte mult imperfecțiunile, greșelile celor care sunt în slujire. Pe de-o parte de înțeles, pe de altă parte nu este de înțeles. Pastorii sunt niște oameni, ca toți ceilalți oameni. Uh, au și ei grijile lor, au și ei insecuritățile lor, fricile lor familiile lor, fiecare are un orar îngăduit de Dumnezeu peste ei. Eu aș pleda să-i privim ca pe niște oameni care uh, au, între ghilimele, dreptul să mai și greșească, să eșueze. Eu cred că pastorii nu sunt oameni perfecți, dar trebuie să fie oameni sănătoși. În sensul următor fac distinția în felul acesta. Lucru care adevărat pentru orice ființă umană. Dumnezeu nu ne cere să fim desăvârșiți, știe că suntem țărână, dar ne cere să fim sănătoși. Și asta înțeleg prin sănătate, înțeleg, da, am greșit, am dat o bară, am fost neatent, am vorbit urât, am fost arogant, am bărfit, am defăimat pe unul sau pe altul din neveghere, din, din supărare, din mândrie, din ce știu eu ce. A fi sănătos înseamnă să mergi să-ți ceri iertare. Îți rezolvi problema până la urmă. Așa că aș pleda să-i privim pe păstori ca fiind doar niște oameni uh, care au limitele lor, uh, ceea ce cred că li se poate pretinde. Pe undeva, să, să, să încerc să exprim așa, pe undeva, faptul că oamenii, biserica, media, cei de din afară, sunt cu ochii pe preoți, pe pastori, este oarecum de înțeles, pentru că ei vin în fața lor și dau un soi de învățătură. Ei se așteaptă de la ei să fie niște modele uh -huh. și atunci eu cred că ei trebuie să-și dea toate, să înțeles să se ridice la nivelul acela. Să-și aibă grijă de viață într-un mod mai special, mai spectaculos decât oricare altă profesie probabil pentru că ei sunt cei care dau sfaturi, ei sunt cei care consiliază, ei sunt cei care aduc învățătura. Și atunci asta te responsabilizează într-un într mod absolut superior, dacă pot folosi cuvinte de felul ăsta. Și atunci înțeleg că oamenii sunt cu ochii pe tine. Și într-un fel e bine să fie și bine să știm că sunt cu ochii pe noi. Pentru că asta e o resursă pe drum. Când știi că ești privit, când știi că ești un model, când știi că ești responsabil și căderea ta, greșala ta, poate chiar păcatul tău, afectează o comunitate întreagă, afectează numele lui Hristos, pe noi ar trebui să ne stimuleze. Să avem resursă când simțim că nu mai putem să spunem sunt un model, oamenii se uită, trebuie să-mi găsesc resurse. Și atunci asta este o resursă pe drum. Deci este bine că sunt copii. Dar ochii în același timp și o dar Același, este și o povară. Dar în același timp aș vrea să pledeze încă o dată pentru cei care se uită și sunt cu ochii pe noi. Cred că au voie să fie, aș spune, dar în același timp aș vrea să aibă undeva ascuns în inima lor și în spatele minților undeva că suntem doar niște oameni și să ni se îngăduie să greșim. Și atâta vreme cât ne reparăm greșeala, cât ne cât trăim sănătos credința, cerându-ne iertare de la Dumnezeu și de la cei cărora le-am greșit și dându-ne toate silințele să ne corectăm, ar fi extraordinar. Aici, asta, o astfel de abordare ne-ar echilibra responsabilitatea cealaltă. Adică, da, suntem responsabili, dar suntem oameni, îngăduiți ne răbdați-ne. Uh -huh. Undeva aici aș ține, aș ține echilibru. Mi-aș face îndatoririle cu cea mai mare responsabilitate dacă știu că oamenii sunt binevoitori și înțelegători și sunt gata să te susțină, nu să te Care zbudească. sunt îndatoririle acestea? Care este fișa postului fișa, pentru un pastor? Fișa postului pentru un pastor. Ajuc, mele, cred din că nou. Că diferă de la biserică la biserică specificurile, dar în esență un pastor ce face? Un pastor trebuie să -și, pastor, pastor. Cred că metafora asta folosește foarte bine. Uh -huh. Trebuie are, o, are niște responsabilități legate de învățătura pe care o dă. Da. Deci trebuie să-și cunoască Scriptura, trebuie să învețe să o comunice foarte clar. Dacă vrea să-l asculte cineva, să-l înțeleagă cineva. Responsabilități legate de învățătura, responsabilități legate de relații, de, de crearea unei comunități, de oameni, de relații armonioase între ei, de unitate în biserică. Deci are o luptă de dus cu relațiile interumane, o mulțime de consiliere biblică pentru că oamenii trec prin tot felul de frământări, mm. viața este din anumit dinamici și de anumite, are o anumită presiune pe capul uh, oamenilor, deci pare de conciliere, este una foarte importantă. Uh, Cineva spunea că pastorul, de fapt, trebuie să fie bun la toate. Chiar m-am uitat, uh, vedeam o poză pe internet în care te încuiați o casă sau așa ceva. Da, da. Uh, uneori pastorul trebuie să și măture și să fie și lăcătuș. <laughs> Da, mai degrabă aș zice... Nu sunt un mare meseriaș. Aș zice... Îmi suflec mânecile la cămașă și pun mâna la orice și oriunde e nevoie. Dacă m-ați văzut în de fotografii, sunt adevărate. Am muncit cot la cot cu ai noștri ca să terminăm biserica, când în trei luni de zile trebuie să terminăm toată biserica să o remodelăm hala pe care o cumpărasem. Am fost de dimineața până seara la muncă cu ei, împreună cu oamenii, pentru că am vrut să fiu în mijlocul lor. N-am fost pentru o ședință foto acolo. Am fost de dimineața până seara, am cărat rigid saci de tot felul. Am lucrat cu oamenii pentru că am vrut să fiu acolo. Am folosit ocazia. Nu și face plăcere. Nu pot să pierd vremea. N-am... Nu pot să stau în loc. Așa că am stat cu oamenii, veneau în ture, fiecare cum le permitea serviciu, aveam vreme să povestesc cu ei. Am folosit ocazia aceea ca să petrec timp cu oamenii, pur și simplu. Deci, nu neapărat să fii bun la toate, dar e bine să pui mâna oriunde e nevoie. Ce înseamnă să muncești ca pentru Domnul? Pun tot sub această expresie, să muncești ca pentru Domnul, pentru un pastor. Eu cred că am muncit ca pentru Domnul se se subordonează devizei pe care o menționasem. Oricine, oriunde, prin orice. Uh -huh. Cred că munca noastră de pastori sau misiunea noastră de pastori implică atât aspectele spirituale cât și celelalte, prin, prin orice, până la urmă, exact ca și celelalte. Exact Înseamnă și disciplina timpului Categoric, sau asta vreau o motivație corectă? sau sau eu sper că ajungi pastor dacă ai o motivație corectă, deși, sigur, pot fi, poate fi discutabil lucrul ăsta. Motivația ta este să slujești oamenii, să slujești generația de care te ocupi. Așa că lucruri legate de motivație le-aș lăsa cumva deoparte, pentru că plec de la premiza că aceea ar trebui să existe altfel, de ce te face mm. pastor. Dar vin celelalte. Timpul, Cred că modul în care îți organizezi timpul este foarte important. Și când spun organizarea timpului, nu mă refer neapărat la un program extraordinar de disciplinat și de, de strict. Cred că poate exista flexibilitate și asta ține de, de țesătura personalității fiecăruia. Dar ce mie îmi place să spun e următorul lucru. Eu cred că timpul trebuie răscumpărat. Adică ce înțeleg prin aceasta? Prin aceasta înțeleg următorul lucru. Eu nu-mi las timp liber. Pentru că timpul Când liber, se timpul pastor. nerăscumpărat. se odihnește, mai ales că munca noastră, în principal e una spirituală. Deci, la un moment dat pot să-mi sugerez și un program sau nu, să-mi descriu programul unei zile, de exemplu, dar vorbind de timp și de, de odihnă, odihnă e de mai multe feluri. Odihnă fizică, noaptea. Odihnă mentală, după ce muncești, de obicei, pentru mine, diminețile sunt cele mai prolifice. Și toată partea de pregătire, predică, studiu, lucrurile astea le, le fac, mai ales dimineața, uh, pentru că am momentul și timpul cel mai bun. Uh, uh, o dihnă poate fi să mergi să ajuți pe unul să-și care mobila la etaj uh, și am făcut-o, altul să-și pună parchetul pe jos, are o nevoie, știi că așa. Deci pot fi și ele astea, pentru mine o și asta până la urmă. Ideea din spatele timpului răscumpărat, sigur că nu putem intra în specificuri, că fiecare zi arată altfel, dar ideea din spate este următoarea. Cred în această folosire a timpului. Uh, timpul nu îl poți economisi. Timpul îl, îl primești și nu îl poți economisi. Îl poți folosi, îl poți călține, nu îl poți economisi, nu poți pune deoparte. Timpul trece pe lângă tine. Întrebarea este cum trece? Timpul oricum trece, cum trece, oricum Aici e o, o, o altă deviză uh -huh. care merge prin mintea mea. Dar am învățat următorul lucru. Timpul nerăscumpărat se strecoară, e, e, nerăscumpărat, ne, neorganizat, ajunge la dispoziția persoanelor dominante din anturajul tău. Uh -huh. Nu îți faci un program, îți fac alții, una, două. Timpul nerăscumpărat, neorganizat, tinde să se scurgă înspre minima rezistență, înspre, înspre lene, înspre de lăsare. Nu ai nimic de făcut, a, pierd vremea. Timpul nerăspumpărat, neorganizat, se scurge în, în zonele în care cauți activități care atrag aprecierea și lauda altora. Uh -huh. E și în evidență. Deci, undeva pe aici, cred că este bine să ai un, un program gândit, să ai planificat timpul cu flexibilitatea necesară, dacă apare, apar urgențe, ca și păstor. Ca și pastor, programul nostru nu-l putem numi un program foarte organizat. Nu mergi de la nouă la 5 la, 5 la serviciu și ai terminat. Uh -huh. Munca noastră de multe ori noapte până la 12.1 în funcție de dinamica vieții comunității tale. Așa că trebuie să permiți o anumită flexibilitate, dar în același timp să-ți planifici timpul. A munci ca pentru Domnul înseamnă să pui mâna pe orice nevoie, cu o doză de organizare, dar să pui mâna pe orice nevoie, să ajuți oamenii care ți-au fost încredințați, care sunt în comunitatea ta, făcând orice nevoie. Și iată așa am ajuns la finalul emisiunii noastre. Chiar cu aceste gânduri putem să încheiem, să pui mâna pe orice nevoie, să-ți ajuți oamenii din comunitatea ta să faci ce are nevoie Dumnezeu de tine pentru ca să fii în ajutorul altora. Invitatul nostru astăzi a fost pastorul Rea Brudan de la Biserica Via din Cluj-Napoca. Am vorbit despre, în ghilimele, meseria de pastor. Ce înseamnă să lucrezi cu o motivație corectă gândindu-te la oamenii care sunt în jurul tău. Și aș dori să închei cu uh, motoul emisiunii noastre: orice faceți, să faceți din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului Hristos.